Noi detalii ies la iveală în urma cercetărilor din Casa Groazei de la Caracal. Procurorii de ICOT au anunțat că rezultatele expertizei medico-legale realizate de către Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici arată că fragmentele osoase îngropate de către Gheorghe Dincă în liziera de lângă Caracal nu aparțin Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani despre care bărbatul susține că ar fi ucis-o. Asta înseamnă că se confirmă a doua victimă a lui Gheorghe Dincă. Inculpatul a mărturisit în cadrul audierilor că ar mai fi ucis încă o tânără în vârstă de 18 ani, pe Luiza Melencu. Anchetatorii vor supune probele găsite unor teste ADN pentru a vedea dacă fragmentele aparțin Luizei. Între timp, Tribunalul Olt a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare preventivă pe numele lui Gheorghe Dincă.